Сидим ще машина пляка жде, яка. Ждите пляки одного раз. Що ти паузи де маса? То есть по этим жмаки. Сяли шофер. Interesant ce transmite acolo. Mită. Și sunt justițiabil de la Căușe. Și judecătorul numără. A scos din plic banii. Și îi pune în buzunar. Îi definie Iris. Înfiorător. Sub ochii noștri, în spatele curții de apel Chișinău. Justițiabile stau la taifas cu judecătorii. Să uit așa de lung. Strigător la CNA și la Procuratura Generală. Și la CSM degeaba strigăm, ăștia nu văd și n-aud. Sunt complici. Speram să vedem cu ce mașină și plăm judecătorul și am văzut din ce bani își face mașina. Și vila. Și probabil alte chestii scumpe. Chiar din salariu nu și le-ar permite. Duc să mănânce după o jumătate de zi de muncă grea. Știi că tot stă la faifas cu justițiabile. Și primește plicuri de la ei. Și acum nu știi ce să fac și cum să-mi torcă. Când văd că e filmat. Dintr-o dată i s-a făcut rușine. Thank you.
Și la verificare, da? Da. Și asta se poate vedea și filma de pe geamurile curții de apel Chișinău. Sediul de piteilor. Judecătorul și-o cam înflat buzele de supărare. Nu știe pe unde scoate cămașa, săracu. Avea o datorie și că este surudele lui. Cine știe ce o să pretende când o să fie chemat să dea explicații. Rudele de la Căușeni. Cine stați la Taifax, domnul judecător? Sunt cetățeni justițiabili? Da. Îți părți în procesele dumneavoastră? Îi cunoașteți? Sau aveați făcut cunoștință? Ce discutați, domnul judecător, cu justițiabili? Ați spus ceva la cale? Domnul judecător, nu vreți să vorbiți cu mine? Ce faceți judecător afară? Nu. Și nu vă interesează? Dacă mă ucream pe judecătorul ăsta? Dacă nu vreți grăiați cu mine, e secret. Dumneata, ești angajat, mai e, nu vrei să-mi spui cum îl cheamă? Da, să mă întrebați. Dar pe dumneata, cum te cheamă? Te întreb. Dumitru și mai cum? Ungureanu. Ungureanu, mulțumesc.